Sunt Ioana Ciochină și vă spun din nou bună ziua și bun găsit aici la Junior Star, la TLM Neamț. Așa cum sper că v-ați obișnuit, suntem în studioul extern, cum îmi place mie să-i spun, în sala de festivități a școlii gimnaziale Nicu Albu din Piatra Neamț și mulțumim și astăzi. Astăzi port ie, nu ia chiar tradițională, deși mi-aș fi dorit să fie una tradițională, una un pic mai stilizată, dar mulțumesc din suflet doamnei Lorena Prondu pentru ajutorul de astăzi. Și o să vă dezvălui imediat de ce. Nu numai ca să fiu așa în asentimentul primilor mei invitați, ci pentru că Junior Star și-a propus să vă spună primul la mulți ani români. Emisiunea noastră este, așa cum știți, sâmbătă dimineața, de la ora 10, acum. Însă, peste 2 zile este ziua României, drept pentru care ne permitem să fim primii și să spunem din nou la mulți ani români. Haideți să vă prezint însă invitații de astăzi. Până ajunge colegul meu, Cristian, o am alături doar pe Alice, imediat va ajunge și el. Alice, bună și ție, că n-am apucat bună să ziua și spun. Bine v-am regăsit. Și bine ai revenit aici lângă mine ca ajutor. Haideți să salutăm invitatele noastre, sau primele noastre invitate de astăzi, da? Da. Bună ziua și bine ați venit, Ioana Șoimaru și Beatriz Vasile. Bună ziua! Bine ați venit, dragele mele, și mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Cred că ați văzut că și colega mea, Alice, este tot în ie, pe același considerent. Încercăm noi așa să simțim românește, măcar puțin mai mult decât o facem de obicei. Iar domnișoarele noastre invitate, cred că au și alt motiv să poartă costumul popular, nu? Ia spuneți-ne voi. Voi de ce? Exact, voi de ce purtați costumul popular? Pentru că noi mai cântăm muzică populară. Așa, voi cântați muzică populară. Așa cum, iarăși repet, sper că v-ați obișnuit. Invitații noștri dragi, printre alte pasiuni, printre alte talente, printre alte hobby-uri, sunt artiști deja consacrați ai muzicii populare române și în special moldovenești, nu? Bun, haideți să începem așa cu seturile noastre de întrebări. Ah, bine ai venit, Cristian, și tu, a venit și colegul meu, Cristian. Alice, prima? Te-ai pregătit? Da. Așa, ia, hai. Cu cine începem? Cu Beatriz sau cu Ioana? Cu Ioana. Cu Ioana, Ioana. Prima la răspuns. Știi, colegii mei, în general, au așa seturi de întrebări să prindă invitații în capcană, să aflăm cât mai multe despre ei, despre ce vă place, despre ce faceți, despre... Hai să vedem, Alice, ce ai pregătit. Tu, dacă ai vrea să te antrenezi cu cineva de muzică populară, ca și cum ar fi să fie profesorul tău, cu cine ai vrea? Cine ai vrea, deci întrebări grele așa din prima. Deci, cu cine ai vrea tu să lucrezi mai mult? Cine crezi că ți-ar oferi mai mult ajutor? Bănuiesc că din artiștii consacrați te referi tu, nu? Eu am deja o profesoară, doamna Maria Țiprea, care mă învață și mă susține. Așa, dar dacă ar fi să lucrezi, știu eu, cu un artist consacrat, cu un interpret de folclor consacrat de la noi, pe cine ți-ai dori să ai lângă tine? Margareta Clipa, dar îmi place foarte mult și de Viorica Macovei. Așa, deci toată lumea e nebunită, în primul rând, pe Viorica Macovei și la fel după doamna Margareta Clipa. Și tu, Beatriz? Ai așa un interpret preferat pe care cine-i? Sofia Vicoveanca. Sofia Vicoveanca, doamna Sofia. Dragele mele, Alice a trecut la prima întrebare serioasă, grea. Așa, eu le iau pe cele mai ușurele, așa, începem, hai să începem cu începutul. Nu mi-a spus câți anișori aveți fiecare dintre voi? Eu am 10. Mulți înainte? 13 ani. Mulți înainte și eleve unde? La ce școală? La Carmen Ciculari. Nu, la ce școală mergi? La ce școală înveți? În afară de muzică? La Victor Brauner. Așa, deci la liceul de muzică, da? La Victor Brauner. Și tu? Școala gimnazială Tupilați. La Tupilați. Ce vă spuneam în ediția trecută, vă aduceți aminte? Deși am mai avut invitați care nu stăteau doar în Piatra, v-am spus eu așa că Junior Star a început plimbarea și prin județ, nu numai la Piatra Neamț, că avem copii talentați peste tot. Și săptămâna trecută am avut Zănești și Piatra Șoimului, așa. Iată că astăzi, lângă noi, un reprezentant, o mândră reprezentantă a Tupilațiului. Deci, 10 ani și 13 ani, clasa
cincea. A cincea și clasa a șaptea? A șaptea. De când v-ați apucat, domnișoarelor, de cântat? Eu fac cantă popular de aproape un an de zile. De aproape un an de zile. Știți problema mea, nu? Fac de aproape un an de zile și când mă uit așa pe masă, văd deja diplome. Bine, un an de zile și diplome, haideți să vedem, ajungem noi și la ele. Știți că colegiul meu abia aștept și eu abia aștept să le văd să aflu ce-i acolo. Și tu? Tot un an de zile. Tot un an de zile și tot cu diplome și tot cu... A, tu le ții bine în brațe, așa să nu le vedem, nu le dezvăluie foarte repede, Beatrice. Deci, de un an de zile v-ați apucat de cântat. I-am mai întrebat și pe alți invitați ai mei și vă întreb și pe voi. De ce v-ați apucat de cântat? N-aveați ce face? Vă plictiseați? Ce v-a făcut așa să vă apucați de cântat? Eu, când eram mică, auzeam la televizor niște melodii și mi-au plăcut foarte mult. Ți-au plăcut melodiile de muzică populară? Eu. Și tu, Ioana? Prima dată mi-a plăcut muzica ușoară. Așa. Dar cu timpul mi-am schimbat părerea și... Ce te-a făcut să schimbi părerea? Că asta mă interesează pe mine. Pur și simplu... Așa dintr-o dată? Sau ai încercat să cânti o melodie de muzică populară, da, și ți s-a părut că sună mai bine pe mai, vocea ta? Da, sau mult mai frumos aranjat, mult, mult mai frumos și mi-a plăcut. Am înțeles. Și te-ai îndrăgostit de muzica populară, înțeleg eu. Mm-hmm. Tu ai cântat și muzică ușoară sau doar muzică populară? Doar muzică populară. Tu, punct lovit... Mă scuzați, emoții, bineînțeles. Punct ochit, punct lovit. Cum era cu emoțiile? Of, ce mă încurc eu în emoții. Cristian, ai vreo întrebare? Da. Ia să auzi. Aveți un idol, dar mă refer nu numai în melodia populară, ci peste tot și ușoară și toate genurile. Unul singur. Eminem îmi place foarte mult. Așa. Și cum am mai zis, din muzica populară, Viorica Macavei. Așa, și de Viorica. Și tu, un cântăreț preferat, un... Eu un idol, așa cum spune Cristian. Eu sunt Enrico Meanca din populară din muzică ușoară pe Andra. Îți place Andra? Da, eu face fain. Și mie îmi place, să știi. Dragele mele, nu mai văd că Alice deja se tot uită spre diplome și eu sunt foarte curioasă. Hai să le vedem, nu? Hai, începem cu Beatrice, așa că e lângă mine. Nu din alt motiv. Ia, hai. Ia să vedem. Ia să vedem. Noi așa facem, le împărțim ca să le putem citi pe rând. Repede, deci știți cum vreau așa, locul și unde s-a întâmplat evenimentul. Da? Hai, zi! Cântec de stea, în Piatra Neamț, premiul al doilea. Deci, premiul al doilea, cântec de stea. Mai departe, zi! Hai! Zine! Doina Ceahlăului, premiul al doilea. Premiul al doilea. Ia că, aproape un an de zile, da? Cântec drag din Plai Străgun. Premiul special. Premiul special! Mențiunea întâi. La unde? La undeva? La Centrul Carmen Seculare. Nu, cred că e un concurs. Ce-a fost? A fost un concurs? Ce a fost acolo? Festivalul Național de Cântec și Dans Popular. Muguraș Săuceștean. Așa, și acum am ajuns la ce mai am eu aici. Diplomă de participare la... Festivalul, cred că asta e, nu? Maria Surpat, Mina Păslaru. Diplomă pentru popularitate. Festivalul Național Concurs la Poalele Hășmașului Mare. Locul al doilea. La Olimpiada de toamnă, Bicaz Chiei. Ce s-a întâmplat aici? Festival Național Concurs. Pentru prestația artistică deosebită. Nu vă imaginați că e oricum. Diplomă de participare la... Festivalul Național pentru Tineret Folclorului din Străbuni. Este să de la Vioră. Hehehe, ia auziți! Deci, în afară de faptul că domnișoara Beatrice este un interpret de muzică populară, așa cum spuneam, deja cunoscut, deja consacrat, văd că aveți și pasiuni ascunse dumneavoastră, așa ascunse publicului larg, aș putea spune, pentru că cei din jurul ei și cunoscuți și prietenii știu. Deci, Vioară, de când? Din clasa 1. Deci, mult înainte de cântecul popular. Așa, o dragoste pentru Vioară. De unde? De ce? A venit din senin? Da. Da? Sau te-a îndrumat înainte de grădiniță mi-am dorit să cânt la Vioară. Că tot auzeam prin... Ce frumos! Ți-a plăcut ție cum sună Vioara? E greu să cânți la Vioară?
Acum bănuiesc că nu ți se mai pare greu, pentru că deja știi, pentru că deja, dar așa la început, până ai învățat, știu eu, degețelele te usturau, te dureau, așa, și nu? Ai pățit-o. Premiul al treilea. Se acordă pentru evoluție la ediția 18-a a concursului Catedrei de Coarde a Liceului de Artă Victor Brauner. Deci iată că și la vioară câștigăm premii și premii serioase. Premiul al doilea, la fel, concursul Catedrei de Coarde a Liceului de Artă Victor Brauner Piatra Neamț. Și am reajuns la prima diplomă. Ce mai ai acolo? Mai ai ceva? Mai am medalii și... Deci, mai avem și un cântec de stea, premiul al doilea, mai avem și medalii. Cum vă spuneam, un an de zile și cam așa mai diplome, cam cât vedeți aici și cred că nu le-a adus pe toate, nu? Încă mai sunt. Bun, în fug am trecut prin diplomele domnișoarei Beatriz, dar ne așteaptă Ioana. Credeți că scapă? Credeți că scapi? Ha, da. Cum să scap, dragă mea? Deci... diplomă de participare folclorului din Străbuni. Ah, nu v-am dat și vouă. Vai, șomați? Stați degeaba? Doamne ferește, Cristian, Alice. Diploma de participare se acordă premiul al doilea la Festivalul Național Concurs Olimpiada de Toamnă, ediția a doua. Așa. La Cheile Bicazului. Perfect. Și nu mai e una acolo? Da. Hai, zi-mi și pe aici pe urmă, Alice. Diploma se acordă solistei Solimaru Mihaela Ionela de la Școala Gimnazială Tupilaj, județul Neamț. Bravo! Festivalul Flor de Cireș. Ei, ce frumos! Și aici, ce avem? Un premiu al doilea la... La... Stai, încoace că scrie un pic mai mărunțel și nu înțelegi. Nu înțeleg nici. Ia zi-ne de unde este, de fapt, ăsta. A, la concursul sau festivalul Valerica Patrichi, nu? Da, Valerica Patrichi. Așa, premiul al doilea și diplomă de participare la Maria Sorpat și Mina Păslaru. Apoi, premiul al doilea. Concursul internațional de interpretare muzicală și coreografie Manuel Enescu. Elenescu, îmi cer scuze. Diplomă de participare la festivalul Muguraș Săuceștean. Premiul al doilea. La concursul cultural artistic interjudețean Nestemate Populare pe plaiuri nemțene Viorica Patrichi. Mai sunt și nu le știm? Sunt, dar din alte categorii. Ce înseamnă din alte categorii? Deci la tine ajungem la alte categorii, să înțeleg. Da. Ia, hai, uimește-ne și tu cu alte categorii. Ce înseamnă alte categorii la tine, Ioan? Am făcut doi ani de zile karate. Ha! Deci, dragii noștri, cântă muzică populară, dar nu îndrăzniți să o supărați. Așa cum o vedeți cu ei și cu Catrință, s-ar putea să nu vă pice prea bine dacă o supărați. Deși știm noi că în karate nu învățăm să ne batem, ci să ne controlăm, nu? Da, nu, Cristian? Deci karateul este un sport al autocontrolului și al minții. Cred că nu ne dorim să o supărăm prea tare totuși pe Ioana, nu? Cam la ce nivel ai ajuns, la ce centură? Centura galbenă. Așa, deci deja e pe drumul cel bun. Și ai renunțat? Nu, am avut o problemă de sănătate un an, m-am... Dar vei merge, dar vei merge înainte. Și am reînceput. Perfect, e un lucru foarte bun și o decizie foarte bună. Bun, deci muzică populară, karate și mai există ceva? Am făcut 9 luni de zile pian, dar nu prea mi-a plăcut. Ian? Un instrument un pic mai dificil, într-adevăr, și solicit un pic mai multă atenție. Nu, puțin mai greu. Și am avut și școala și... Și erau cam multe. S-au adunat mai multe. Deci și pian. Adică, măcar știi ce e pianul, ce se întâmplă cu el, cum se deschide, câteva acorde, cum să folosești degețelele, când... Am înțeles. Dragele mele, dar tare aș vrea să vă și aud cântând. Bun, am povestit, am zis, nu ales, nu, Cristian? Da, tare aș vrea să... Că cine începe, care e prima? Hai. Beatrice? Bine, ce melodie ne cânti astăzi? Hopa hop, Leganata lui Sorin Filip și Cântecul cu Batelvină al lui Grigore Leș. Superbe! Foarte frumoase amândouă. Care e primul? Cântecul cu Batelvină. Haideți să o ascultăm pe Beatrice. Thank you.
cu flori, unde sunt ai tăi fișori, măi? Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai tăi fișori, măi? Au fost așa în altă țară, dar se întorc la primăvară. Cântare, Beatrice, este minunată melodia și vocea de asemenea, nu? Da. Dragii mei, cum vi s-a părut? Foarte frumoasă. Și având în vedere că am spus că suntem primii așa care spunem la mulți ani României, cred că se potrivește așa, să dea Dumnezeu să nu ne piară munții și să nu ne piară straja țării. Ioana, hai și tu, că Beatrice ne-a încântat, ne-a stors așa și că chiar câte o lacrimă, nu? Ne-a emoționat. Pe tine cu ce te ascultăm? Voi cânta melodiile mele. Așa, foarte fain. O horă, bună vreme, dragii mei, și o bătută, ca la neamțul pescuturate. Întâi la horă și primul la bătută, ce ziceți? Hai, Ioana, să te ascultăm și pe tine. Haideți la horă. Să-mi hai scrip care-i
Făloși moldovenește, Ioana. Mulțumim și ție pentru o voce extraordinară. Cum, ce părere aveți? Ce foarte frumoasă amândouă, nu? Am putea face alegere între una și cealaltă? Eu zic nu. Voi aveți cum alege? Nu. Sunt convinsă că nici noastră nu aveți cum să alege, stimați telespectatori. Sunt voci extraordinare, voci frumoase, costume minunate, așa cum am spus. Din păcate, deși v-am promis câte două melodii și la Beatrice și la Ioana, fetelor, îmi pare rău. Am povestit atât de mult încât timpul de emisie s-a cam scurs și mai avem invitați care ne așteaptă, dar înainte de toată povestea asta, ca toată povestea asta așa să se termine frumos, așa cum numai la Junior Star se întâmplă, trebuie să promiteți că veniți într-o ediție viitoare, nu-i așa? Cu mare drag. Așa, și pe ultima sutică de metri pe care o avem până să cerem o pauză de publicitate, trebuie să o luăm, de fapt, o pauză de publicitate, ia spuneți-mi repede, ce aveți de gând să faceți de acum încolo? Mai continuați cu muzica populară? Vă mai duceți pe la concursuri? Se mai întâmplă ceva? Cu mare drag să ne ducem. Așa, deci cu siguranță nu renunțați la muzică populară, nici tu, Ioana? Nu. Voi încerca să fac o carieră din asta. Să dea Dumnezeu să fie o carieră și la tine? Da. Și la tu deja ești pe drum de carieră, zic eu așa, nu? Fiind și la liceul de muzică, deja la clasă de? A cincea. La clasa 5, ești pe o clasă de un instrument sau chiar pe clasă de canto? Sau de la clasa 5 încă nu sunt departajate clasele? De la clasa 9 abia se departajează, nu? Am înțeles. Deci în continuare bănesc că vei merge la canto popular sau la ceva de genul, nu? Asta va fi. Mulțumim și doamnei profesoare de la Centrul pentru Cultură, nu? Care te ajută și pe tine la fel. Da. Doamnei Maria Țifrei, mulțumim că ne aduce și va aduce dumneavoastră asemenea voci. Și le modelează și lucrează, știți, așa ca și cu ceilalți invitați ai noștri pe care îi modelează și îi ajută și îi adus în fața dumneavoastră. Foarte repede, așa că o întrebare, dar foarte, foarte scurtă. Da. Ia. De unde ați curios de costumele populare? Costumul meu este provenit din sat de la mine. Așa, deci e autentic. Da, e lucrat are acolo. Aproape 100 de ani. Este extraordinar de frumos. Chiar mă uitam așa în timp ce cântai și în timp ce vorbeam cu voi. Și la tine? Este procurat? Este cumpărat? Nu, am dat materiale să-mi fac, că am eu propriu. Așa și, bun, e al tău, dar tot așa este lucrat pentru tine, da? De este cineva? Război. Așa, deci sunt autentice, sunt româncuțe și moldovenci autentice, așa cum îmi place mie întotdeauna să spun lucrurile astea. Și chiar le văd că sunt mândre atunci când poartă costumul popular, nu? Îl purtați cu mândrie. Dragile mele, mulțumesc din suflet că ați venit astăzi. Mi-ați promis că mai veniți pentru că îmi sunteți datoare, așa, de fapt eu sunt datoare. Eu am tras prea mult așa și am povestit prea mult, din păcate. Vă aștept la o nouă ediție, Junior Star, da? Mulțumesc din suflet că ați venit astăzi și pauză de publicitate foarte scurtă. Am revenit din pauză, așa cum v-am promis, scurtă, și Beatrice și Ioana au plecat, așa cum vă spusesem înainte de pauză de publicitate, dar lângă mine am alți doi invitați minunați, tot în niște costume minunate. Îl rog pe colegul meu așa să vă arate, cred că întâi costumele și apoi invitații mei, tare îmi sunt dragi. Bună ziua și bine ați venit, Elena și Ștefan. Bună ziua, bine v-am găsit. Și mulțumesc pentru faptul că mi-ați acceptat invitația. Dragii mei, ce ziceți de costume? Foarte frumoase. Foarte frumoase. Vedeți, de vreo două ediții încoace tot tragem noi tare cu muzica populară și cu folclorul. Să știți că nu ignor niciun fel de talent, că vreau să aduc în fața dumneavoastră tot felul de copii premiați, laureați, cu hobby-uri deosebite, cu pasiuni deosebite. Dar s-a întâmplat așa, s-a întâmplat să vină cât mai mulți interpreți de folclor, să știți că nu o să vă ascund faptul că mă bucură foarte mult. Mă bucură faptul că niște copii, că niște tineri promovează tradițiile, promovează până la urmă poporul român. Dragii mei, foarte repede, așa, ca să vă dau timp de cântat, din câte știu, Elena ne-a pregătit și o surpriză. Bineînțeles. Așa. Hai, spuneți-ne repede,
Câți ani aveți? Unde învățați și cu cine vă pregătiți? Că e clar ce faceți. Eu am aproape 16 ani. Mulți înainte să sănătoși. Sunt la Liceul de Artă Victor Brauner, Piatra Neamț, de anul acesta. Bravo ție, felicitări! Mulțumesc frumos! Studiez cantă de muzică ușoară la București cu doamna Cristina Manoliu și am o colaborare cu domnul Mihai Alexandru, pe care sunt mândră și îi iubesc din tot sufletul meu. Se vede așa când povestești. La Liceul de Artă studiez cantă popular cu doamna Mihaela Mancaș și pe această cale vreau să o sărut și pe domnul ei și pe domnii de la București. Așa. Sunt mândră de ceea ce fac. Eu cred că e foarte greu ceea ce faci, dar până ne povestești, stai să ne spună și Ștefan. Bineînțeles. Să rămână, bine v-am găsit. Bine ai venit, Ștefan. Mă numesc Ștefan și am 15 ani. Mulți înainte. Am o colaborare cu domnul Cristian Gălbea, care lucrează la Clubul Copiilor Târgu Neamț. Și așa m-am drumat pe drumul acesta în care am ajuns la Liceu. Deci dumnealui da. Te-a descoperit, hai să spunem, și te-a și așezat. Da. O să te rog așa din când în când să te uiți și la colegul meu ca să te vadă telespectatorii și așa cu... Da. Din față, hai să-i spunem. El m-a îndrumat. Deci, înțeleg, stai, scuză-mă că te întrup, înțeleg că amândoi sunteți elevi ai Liceului Victor Brauner, da? Da, suntem și în aceeași clasă. Ha, și colegi de clasă, deci... Am mai avut săptămâna trecută doi invitați care erau colegi de clasă și foarte bun prieten, o domnișoară și un cavaler, adică Deana Vinca și cu Laurențiu Marian, îi știți, sunt colegi de voștri de scenă. Da. A, așa. Și întrebam și vă întreb și pe voi, sunteți amici, prieteni, da? Da, noi suntem din aceeași comună. Dar s-a întâmplat să fiți și amândoi pe aceeași scenă în calitate de concurenți? Da. Și s-a v-ați bubuit, doar v-ați scos ochii, v-ați s-a întâmplat ceva? Nu, eram la categorii diferite și eu cu muzică ușoară, el fiind la populară. Dar dacă ați fi fost la aceeași categorie și pe același tip de muzică, v-ați fi uitat urât așa unul la altul? Nu cred, pentru că muzica este pentru toți și toată lumea are locul lui sub soare. Extraordinar, ce frumos ne-a spus Elena, dar muzica este pentru toți. Și pentru toți cei care... se ocupă cu transmiterea muzicii, deci cei care cântă, dar și pentru noi toți cei care ascultăm, este într-adevăr pentru toată lumea. Dragii mei, văd că aveți întrebări, așa, nu? Cristian, erai pregătit? Da, Cristian este pregătit să vă întrebe repede, aveți așa câte ceva. Aveți un idol? Deci, eu traduc așa ce spune Cristian, un cântăreț preferat, un interpret preferat, știu de muzică ușoară, de muzică populară? Da, eu am mai mulți interpreți preferați, consacrați, așa. Chiar și... Ia, zine așa, măcar câte unul din fiecare. De la noi din România o apreciez pe Andra. Așa. Din afară pe Beyoncé, Cristina Aguilera, deja voci Jennifer serioase. Houston și Whitney Houston. Și dacă ajungem și la muzica populară? Pe doamna Maria Cârneci. O voce interesantă și frumoasă. Sofia Vicoveanca. Așa. Ștefan, văd că ești pregătit. Zine și tu. Eu am pe doamna Angela Rosu, care îmi place foarte și mult. Și mie place la nebunie. Îmi place cum cântă de când de mic o știu. Și mie place tare, la televizor. Am și câteva mele. Care e prima piesă pe care ai auzit-o la Angela Rosu? Toate șugorițele. Cred că toată lumea o știe pe Angela Rosu. Ea a consacrat piesa asta și mie mi-a plăcut la nebunie din momentul în care am ascultat-o prima dată. Când eram mic, dansam prin casă. Așa. Mai vreau să menționez noi doi facem parte din ansamblul Doina Cearlăului, coordonator fiind domnul Adrian Gheorghiu. Adi, care mulțumim așa mâinri. Mulțumesc lui Adi că ne furnizează cu ghilimele de rigoare și aduce în fața dumneavoastră asemenea copii minunați. Știți că am mai avut invitați care sunt soliști ai ansamblului Doina Cearlăului și într-adevăr sunt extraordinar de frumoși și de talentați. Dar, ca să nu vorbim mult, haideți să o lăsăm pe Elena să ne cânte o melodie sau prima melodie, nu? Pentru că, așa cum vă spuneam, are o micuță surpriză pentru noi și atunci trebuie să aibă puțin timp la pregătirea surprizei. Necesită ceva timp. Ce melodie ne cânte, Elena? Sârba Flăcăilor, de la Margareta Clipa. Sârba Flăcăilor. Hai la sârbă, măi flăcăi! Strânsură prin sărată măi, satul ne lumea, în sat noi măi. Din pivale florilor, la sub flăcăilor măi. Să alește-ți prima sură și-ți pușă din strigături măi.
strigă-mi slăbuți, așa le-am nebunit, draguță mai. Călcă-i tribătăi, după voi mă flăcă-i, sârba-i potrijit, din flăcă-i pornit, tare greu și oprit. Zi și badea câțnicuță, iar plășe să știu, draguță, mai e mai. Badiță, măi, Gheorghiță, cât m-a vestut din necuță, măi, măi. Hai să mor după guriță, până crește mai năduță. Tu călcă-i tribătăi, după voi mă flăcă-i, sârba-i potrijit, din flăcă-i pornit, dar e greu și oprit. Asta-i mândra moldoveancă, joacă, nu stă nici o leacă, mai, mai. La pământ șupi saltar, că n-ai încă barbate, mai. La pământ frunză de nucă, mai. Stau aici și nu mă duc, mai, mai. Nici amul, nici mai îndată, nu mai cântă cu săgată. Călcă-i tribătăi, după voi mai flăcă-i, strigați și jucați, măi, nu vă încurcați, măi, dacă vreți să v-ați ciorați, măi. Uite lilea cu tulpane, măi, tot gânte un baietan, măi, măi, l-ar mânca cu ochișori și i-ar tupa barbatul lângă e, măi, și cu cotul o gânte, măi, măi. Dându-l la flăcăi în sac, ca să iei de barbate, măi. Pe călcăi tribătăi, după voi mai flăcăi, sârba-i potrijit, din flăcăi pornit, dar nu trebuie oprit. Călcă-i tribătăi, după voi mă flăcă-i, hai că s-o năptat, mai și să-l punicat, mai să-l duci în către sat, măi. Mulțumesc! Că ne-a cântat sârbă, ne-a cântat sârbă, dar a și fugit în pași de sârbă. Elena, atât de repede să grăbea să vă pregătească și dumneavoastră și nouă surpriza de care vă spuneam. A rămas însă domnul Ștefan. N-a scăpat de întrebări, n-a scăpat de ce se întâmplă aici. Pe Elena n-am apucat să o întreb, că ai văzut, a da. Cântat repede sârba așa și foarte fugi. Repede. Dar se întoarce, ne-a promis că se întoarce. Spune-mi un pic, când a fost primul concurs la care ai participat? Primul concurs al meu a fost în 2010, când am participat la un concurs SOS Borsec. Atunci o doamnă m-a ajutat să particip la concursul. Așa. Și atunci a fost primul meu concurs când am cântat. Deci ai participat în calitate de interpret de muzică populară. Populară. Bun. De când începusești să cânți atunci când ai mers la concurs? Cât sincer timp aveai? Sincer să vă spun, aveam... Dacă îmi zici și tu 2-3 luni sau nici un an de zile, deja... Nu, aveam maxim 2 luni dacă aveam. Ne, dragii mei, ziceți voi. Domnule... Eu v-am spus că aducem numai copii excepționali aici la Junior Star, numai talente deosebite, dumneavoastră. Dar cântă de o lună, se apucă de pregătire de o lună și merge la concurs și îmi spui că l-ai și câștigat? Da, am și câștigat locul întâi am luat. Da, eu cred că ar trebui să-mi revin cumva. Deci s-a apucat de aproximativ de o lună de cântat, a participat la concurs, a luat locul întâi, deci s-a dus, a suflat pe acolo tot ce am văzut de mână. Și așa, și ai venit victorios acasă. Da, bucuros, eram... Ți-aduce aminte care a fost melodia pe care ai cântat-o? Prima mea melodie care am cântat-o la a fost Fiver de Spic de Pâine, a fost o doină și am mai cântat o melodie... Deci și doină, adică și grea, domnule, melodia, nu da. Trei lulele acolo. Da, a mai fost o melodie, cred că cântă Cucu, care e prima care am cântat-o. Mm-hmm. Melodii grea, și locul întâi. Am început să nu merg pot decât melodia să spun... Pentru atunci și pentru ce faci de atunci încolo și pentru ce vei face, felicitări. Mulțumesc. Și să dea Dumnezeu să rămâi pe drum curat, pe drum drept. Ce ne cânți astăzi?
V-am pregătit astăzi o melodie de la Sava Negrean Brudașcu, pe cărarea vieții mele, și o melodie Căciula de la Călin Brăteanu. Cu care încep? Pot să aleg eu cu care să încep? De dumneavoastră, sigur. Aș prefera, sincer, să fiu, deși îmi place la nebunie Sava Negrean Brudașcu, îmi place și Călin Brăteanu, dar ador melodia lui Călin. Nu știu dacă dumneavoastră, stimați telespectatori, o știți, nu știu dacă voi, dragii mei, știți melodia. O să o ascultați acum, are niște versuri absolut extraordinare, pline de învățăminte, și cred eu că, așa cum spuneam noi în avanpremieră la ceas de sărbătoare a țărișoarei noastre, merită să ascultăm, merită oricând melodia, dar acum cu atât mai mult. Haideți să ascultăm Căciula. Hai, Ștefan, să te ascultăm. Moșă mei purtau căciula, să-mi de barba ție, vrenișoță ne-au pe frunte cu multă mândrie. S-o batut pentru căciule cu o lume întreagă, jos din cam n-o vrut s-o de el, le-o fost tare dragă. Of, o bucurie, care a fost barba să șie, la tine căciula ori și-ar și să șie, ce-o purta o să mă poată pomeni copchii. Of, of, drag de viață, stai mai des la mine în față și-mi fă inima îndrăzneață. Am împrumutat căciula la un neam de-a nostru, el ne-a vândut-o la altul, nu i-o știut rostul. N-am crezut, domnii, că neamul și-o coiar sunt și e, și de vreau înapoi căciule te să dau să-mi brii. Of, of, ai dușie, pișocoi să-mi spui tu nie, cum să-i fac să n-o înjii. Și-am împrumutat căciula la un neam de-a nostru, el ne-a vândut-o la altul, nu i-a știut rostul. N-am crezut, domnii, că neamul și-o coiar sunt și eu, și de vreau înapoi căciulă, trebuie să dau să-mi brii. Of, of, supărare, de când ești la mine în cali, nu mai găsesc șenii purtau căciula, să-mi de barba ție, vrenișoață ne-au pe frunte cu multă mândrie. S-o batut pentru căciule cu o lume întreagă, jos din cap n-o vrut s-o de el, le-o fost tare dragă. Of, of, când te ducă, nu fă inima naucă și suflet. Nu ne lăsăm.
Așa e, nu vrem să fim străini la noi în țară. V-au plăcut versurile? Le-ați ascultat? Da, o voce foarte frumoasă și o interpretare la fel. Și vocea este extraordinară și interpretarea extraordinară, dar și versurile, așa cum vă spuneam, sunt într-adevăr minunate. Nu mai apelăm la lacrimi, că nu-i voie. Așa s-a spus, că la Junior Star n-avem voie să scoatem lacrimi, doar așa, de bucurie, câte una micuță, așa în colțul ochilor. Iar sunt minunate, extraordinar. Mulțumesc. Între timp a apărut domnișoara Elena. O altă domnișoara Elena. Bine ați venit la noi, domnișoară. Bine v-am regăsit. Parcă văd altceva decât acum câteva minute. Ce se întâmplă? Tu ne-ai spus de fapt și de canto, de muzică ușoară. Ia dezvăluine. Păi am început cu muzica populară de la 7 ani. Așa. Și după un an de zile mi-am dat seama că îmi place și muzica ușoară. Așa. Și atunci... Știi, te întreb, de obicei se cam întâmplă invers. Se începe cu muzica ușoară și pe parcurs își dau seama interpreții de muzică populară că, doamne, parcă ar merge mai bine pe vocea mea, sau parcă mi-e mai ușor, sau parcă altfel arată vocea mea la muzica populară. Niciun fel de muzică nu este ușoară. Muzica în general categoric, este grea. Sunt convinsă și povesteam și cu alți invitați ai noștri că înseamnă nu numai ceea ce vedem noi pe scenă este produsul finit. E finalul. Până ajungeți însă să fiți pe scenă în fața noastră a publicului, e muncă, sunt ore de studiu, de repetiții. Sunt. Apropo, cât repetați, cât studiați fiecare dintre voi? Noi fiind la liceul de artă... Asta vă ajută. Studiem e și în plus, zi, în fiecare zi, așa este. Mai ales avem un program foarte încărcat. Să salut și profesorii și să le mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru noi. Sunt convinsă că fac cu mare drag, mai ales când se văd și rezultatele, așa cum se văd la noi. Spune-mi cu ce ne încânți de data asta. Vă voi încânta cu piesa One Night Only de la Jennifer Houston. Așa. Și sper să vă placă. Eu sunt absolut convinsă că ne place. Haideți să o ascultăm și așa. You want to my love. Run on the line.
doresc. Ar trebui poate să vă spun mai multe, însă, așa cum colegii mei cred că știu, nu mai am cuvinte. Extraordinar. Mulțumesc. Felicitări din tot sufletul, o voce minunată, o interpretare. Știți, așa spun de fiecare dată, voce și interpretare minunate, dar dacă n-aș spune așa, n-aș ști să spun altfel. Aș minți să spun că nu-mi place, aș minți să spun că e altfel. Voi cum ați spune loc de minunat? Dați-mi un alt cuvânt, un sinonim. Extraordinar, superb. Mulțumesc. Tot asta înseamnă. Dragii mei, ne apropiem și acum, ca și cu invitații dinainte de finalul acestei părți a emisiunii Junior Star, mulțumesc din suflet că ați venit. Mulțumim și noi și de asemenea, să ne mai invitați. Exact, de asemenea sper să mai fiți invitații noștri aici la TLM. Cu mare drag. Dar ne-a rămas Ștefan dator cu o melodie, nu? Bineînțeles. Da. Care, cum spuneai că se numește? Sava Negrea Brodașcu, pe cărarea vieții mele. Pe cărarea vieții mele. Însă, înainte de a pleca așa, pe cărarea vieții, haideți și voi, așa cum am spus și cu colegii mei, ce ți-am zis în ediția de astăzi, că vrem să fim primii, total în avanpremieră, cu două zile înainte, și să spunem așa, din tot sufletul, pentru românica asta noastră frumoasă, ce? La mulți ani, România! Haideți să-l ascultăm pe Ștefan Țărdea și să luăm o altă scurtă pauză de publicitate. Am revenit din pauza de publicitate și știți că la noi, la Junior Star, cum revenim din pauza de publicitate, cum apar noi invitați. Iată că lângă mine două domnișoare minunate. Bună ziua și bine ați venit, n-am apucat nici să vă prezint. Delia Focșăneanu și Irina Ștefan.
Bine ați venit. Mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Două domnișoare minunate, vă spuneam, care fac altceva decât ați văzut până acum. V-am spus eu că la Junior Star vin numai și numai copii talentați. Am văzut cântec popular, am văzut muzică ușoară, am ascultat, de fapt, îmi cer scuze, am ascultat, am văzut în alte ediții ale emisiunii și dansuri populare. Știți ce n-am văzut până acum, dar au venit să ne arate Irina și Delia? Cum se desenează? Ce înseamnă să desenezi? Ce înseamnă să-ți meargă așa creionul pe hârtie aproape singur? Pentru că eu, sinceră să fiu, dacă pun creionul în mână, trag niște linii. Eventual ar putea fi niște linii colorate. Cred că domnișoarele aici de față nu fac lucrul ăsta. O să vă demonstreze chiar ele. Dragele mele, spuneți-mi întâi, o să fac așa, să fiu la nivelul lor. M-a pierdut colegul meu, Adi. M-ai găsit? M-a găsit. Spuneți-mi întâi, ce vârstă aveți? Câți anișori aveți? Irina. Eu am 10 ani. Mulți înainte sănătoși. Tu, Delia? Eu am 10 ani. 10 ani și 10 ani și pe la ce școli din Piatra Neamț? Eu sunt la școala numărul 5. Așa. Și eu sunt la școala numărul 5 în clasă cu Irinuca. Școala 5 și școala 5, 10 ani și 10 ani, Doamne, ce v-ați nimerit și prietene. Da. Deci și colegi, și prietene, și școala 5 și 10 ani. Și nu numai la școala numărul 5 colegi, ci și la Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, la secția pictura domnului profesor, ia! Radu Macavei. Domnul Radu Macavei. Mulțumim, domnul profesor, pentru asemenea domnișoare frumoase și talentate astăzi aici. Să știți că nu voi sta toată bucățica de emisiune de vorbă cu fetele. Le voi lăsa să lucreze și o să mă îndrept spre colegii mei care mă așteaptă dornici să-mi spună câte ceva. Și Cristian și Alice sunt foarte pregătiți să-mi spună și să vă spună câte ceva. Până atunci însă, pentru că ne-am luat noi dreptul, așa să spunem, mai devreme României la mulți ani, le-am rugat pe Irina și pe Delia să spună la mulți ani România în felul lor. Să vedem care va fi felul lor de a spune la mulți ani România. Fetelor, spor la treabă! Eu mă duc spre colegii mei. O să-mi iau și agenda, că fără ea, de la vârstă, mai uit una alta. Ia să vedem. Dragii mei, cât am fost în partea cealaltă de studio, ce ați făcut? Ce ați pus la cale? Ați pregătit ceva? Da. Da, de ce îmi spui cu jumătate de guriță, Alice? Un da, așa cu minte, ai făcut vreo boroboață? Nu. Nu, dați râd ochii. Tu, vreo boroboață, ceva? Nu. Ok. Și nici nu-ți râd ochii, decât puțin, așa. Deci răspunsul a fost, nu știu la ce ar trebui să mă aștept la acest. Haideți să-l întrebăm pe Cristian, așa. Le-a spus el înainte de emisiune că a pregătit ceva, dar nu mă pot abține să nu-l întreb. Nu ce a pregătit, ci să ne spună ce știe el că înseamnă de fapt acest 1 decembrie. Ce e cu 1 decembrie ăsta, Cristian? Păi da, uite, stai, o să te rog să te uiți către Adi, colegul nostru, ca să te vedem așa cu tot. Uite, vină mai spre mine cu scaunul. A, așa, perfect. Ne vedem bine, Adi, nu? A, așa. Eu aș vrea să fac o dedicație din echipa TLM de la Junior Star la mulți ani românilor, înainte cu 2 zile. S-a întâmplat. Aș vrea să dedic mai copilor mai mici sau mai mari care n-au avut ocazia încă să știe ce s-a sărbătorit cu adevărat la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, o să le povestesc, pe scurt. Pe foarte scurt, Cristian, pentru că nu avem timp. Hai să spunem foarte, foarte scurt. Ai spus tu și foarte repede, nu știu cât de bine s-a înțeles, că vorbim de 1 decembrie 1918, întâmplare undeva pe la Alba Iulia. Ei, repede, ce-a fost acolo? A fost o proclamație unde s-a unit Maramureș, Banat și Transilvania cu România. E, și s-a făcut ce? România Mare. România Mare. Condusă de regele Ferdinand I și regina Maria. Foarte frumos ce ne spune Cristian. Deci, ce e de reținut așa foarte, foarte repede? 1 decembrie 1918, Alba Iulia, România Mare. Cristian, mulțumim tare mult pentru informații, pentru că ia uite-o pe Alice cum își frânge deja mânuțele așa și așteaptă să-i vină rândul la povești. Alice,
Cristian ne-a spus la mulți ani în România. Am spus-o în avans, o să o repetăm pe parcursul emisiunii până la sfârșit o să vă spunem. Tu cum spui la mulți ani? În felul tău văd că, nu? Sau cred că. Da. Eu vreau să le spun la mulți ani tuturor românilor. Asta ar veni ca o dedicație. De ce o dedicație pentru toți românii? Mulțumim! Să fie mândri pentru că sunt din România și pentru că sunt români. Așa. Și vreau să mai fac încă o dedicație cuiva care este foarte important pentru mine. Ia cineva care m-a crescut alături de mama mea, este vorba de tatăl meu. Îi urez la mulți ani multă sănătate și mult noroc, pentru că peste două zile va fi ziua lui. Adică în aceeași zi cu ziua României? Da. Și ce frumos! Deci un tată mândru de două ori în aceeași zi, odată că este tatăl acestei domnișoare minunate și odată mulțumesc. Că este român. La mulți ani de două ori. Și se întâmplă și ceva în afară de ceea ce urezi? Și cânti ceva? Da. Ce? Eu îi voi cânta două piese. Sunt o româncuță și Sârba Flăcăilor. Haide, arată-mai flăcăi și că e româncuță, clar că se vede. Cât o să cânte Alice, eu o să mă duc așa ușor, ușor, să trag cu ochiul la Delia și la Ioana, să vedem la mulți ani în lor. Hai să o ascultăm pe Alice între timp. Strai un bine, hop, șa-șa. Merg pe drum și n-am pereche, hop, șa-șa. Goga roacă la ureche, hop, șa-șa. Sunt o româncuță cu obraj de floare. Sunt o româncuță frumușică zău. Sunt o româncuță ruptă ca din soare. Sunt o româncuță și vă cânt mereu. Nici la poartă nu mă lasă, hop, șa-șa. Când mă duc până la fântână, hop, șa-șa. Merge cu mine de mână, hop, șa-șa. Sunt o româncuță cu obraj de floare. Sunt o româncuță frumușică zău. Sunt o româncuță ruptă ca din soare. Sunt o româncuță și vă cânt mereu. La sărbătoare, hop, șa-șa. Nu am voie că nu-s mare, hop, șa-șa. Dar vei crește eu înăltuță, hop, șa-șa. Vai șamar de o pintuță, hop, șa-șa. Sunt o româncuță cu obraj de floare. Sunt o româncuță frumușică zău. Sunt o româncuță ruptă ca din soare. Sunt o româncuță și vă cânt mereu. O româncuță minunată, cu obrăjori frumușei, cu floricele în obraj. Hai să vedem ce fac fetele, ce zici? Da. Mergem? Da. Haideți să vedem ce fac fetele. Fetelor, cum e cu la mulți anul vostru? Ia, ce frumos! Tu ai făcut aici fără un șablon cu mânuța ta? Da. Singură, singurică? Da.
Irina, ai ajutat-o? Nu. Nu cred. Nu. Și Irina a făcut singură? Da. Mm-hmm. Ce zice Alice? Sunt foarte talentate. Sunt extrem de talentate. V-am zis că eu nu trag două linii drepte, așa cu mâna liberă. Da, e minunat, dar ce-ar fi să le tragem puțin de limbă, ce zici? Că n-am apucat, nu? Să le întrebăm aproape nimic. Da. Am zis că vă întreb așa câte ceva. Când v-ați apucat de desenat fetelor? Eu m-am apucat acum 5 ani. 5 ani și ai 10? Da. Așa. Și tu? Tot acum 5? Nu, acum 3 ani. Acum 3. Și ai tot 10. Știu. Și la școala 5, la școala 5. Da. Deci, acum 5 ani și acum 3 ani. Adică pe la 5 anișori și pe la 7 anișori. Da. Eu am mai întrebat și pe alții invitații ai mei. Cum de v-ați apucat de desenat? Vă plictiseați? Nu aveți ce face? Ce s-a întâmplat? Ce... Cum v-a venit ideea asta cu desenul? Ia zi-mi de ea. Mi-a plăcut foarte mult. Și cine a văzut prima dată așa că ai mânuță la desenat? Mami, tati, cine? Părinții? Da. Așa, și ce au zis? Că ar trebui să mergi la un profesor, nu? O să te ajute puțin. Așa, și la tine, Irina? Tot părinții, dar când eram mică m-a descoperit și doamna educatoare. Mulțumim, doamne educatoare, mulțumim părinților. Ați pus copiii pe un drum extraordinar de frumos. Da, spuneți-mi un secret, așa că nu ne aude nimeni. Cum e domnul Radu, domnul profesor, la ore? E de la așa încruntat și dur și țipă? Ia zi. Nu, este foarte drăguț. Foarte drăguț? Da. Și tu zici la fel de el? Da, ne învață foarte multe lucruri. Așa. Cum să desenăm schițe, peisaje, portrete. Și chiar vă învață, chiar are răbdare cu voi. Haideți să vă spun că la un moment dat l-am văzut la niște cursuri cu niște copii și făcând o pauză, ce credeți că făcea domnul profesor? Ce credeți că a făcut în pauză? Bine, eu mă așteptam, nu știu, ca orice om într-o pauză, să mănânce ceva, să bea o gură de apă, să se odihnească, nu? Cum facem toți într-o pauză, nu? S-a pus pe un fotbal cu băieții de acolo... Mă uitam și nu venea să cred. Domn profesor, asta a făcut, deci se pricepe și la fotbal. L-am văzut eu jucând, să știți. Să-l pune să joace fotbal când vă duceți la cursuri data viitoare. Haideți că vă las să vă terminați trebușoara, că nu știu cât timp mai avem. Câteva minuțele acolo, o să ne spună colegul meu mai încolo. Și mă duc la Alice și la Cristian, care sunt așa de cuminți. Mică pun ceva la cale. Trebuie să mă duc să văd ce se întâmplă acolo. Ceva nu e chiar în regulă. E foarte multă liniște, știți? Și eu știu așa. Când copiii fac foarte multă liniște, sigur pun ceva la cale. Părinții cred că sunt de acord cu mine. Sau toți părinții sunt de acord cu mine. Dragii mei, ce faceți aici? Eu cel puțin am pus la cale întrebări. Întrebări pentru? Pentru invitatele noastre? Da. Oh, păi dragul meu, Cristian, atunci cred că ar trebui să ne mai mutăm o dată spre invitatele noastre. Deși să știi că dacă le stresăm cu prea multe întrebări, nu știu cât le iese lucrare. Știi, artiștii nu au voie să fie stresați. Trebuie lăsați-mi... Eu aș prefera să o fii atent, fii atent. Nu, facem așa. Tu pui întrebarea acum. Da. Iar tu, Alice, da, te duci cu microfonul la fete. Ce zici? Mă odihnesc și eu, că voi sunteți mult mai tineri ca mine, nu? Ia, hai să vedem, Cristian. Care a fost primul desen? Care a fi fost primul desen pe care l-au făcut fetele? Ia, afla, Alice, hai! Ia, fi tu așa un reporter, la o anchetă. După cum a spus și Cristian, care a fost primul tău desen? Primul meu desen a fost atunci când am pictat o vază cu flori. Și al tău? La pictură, la fel, o vază cu flori. Alice, vină aici. Lasă fetele să lucreze. Cristian. Hai să lăsăm fetele să lucreze. Cum am spus, artiștii nu au voie să fie stresați. Nu batem la cap. Nu se poate. Trebuie neapărat să-i lăsăm în liniște să-și facă treaba. Draga mea, ziceai de încă o piesă? Da, care se numește Hai, dar roată mai flăcăi. Ia hai dar roată mai flăcăi să vedem noi ce se întâmplă acolo. Mm.
Ai, dar roată mai flacă, eram de mdrin, mdrin, da. Și la dreapta pe calcă, eram de mdrin, mdrin, da. Și-a cu bani pe schimbat, eram de mdrin, mdrin, da. Și cu stângul mai departe, eram de mdrin, mdrin, da. Hai, 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 dar roată mai voinici, cu opiele și ochinci, printre tufii de urză, și eram de mdrin, mdrin, da. Roată, roată și rastru, cu jean în cuș în calcăi, prin stratul cu pitrânja, eram de mdrin, mdrin, da. Joacă mai bea de hăi, tot fi vârful și-n călcăi. Ui, ha hop așa, ce poți ca la podea. Ha, ha, și așa. Dar înainte chișoare moi, eram de mdrin, mdrin, da. Și eu zi pe voi, eram de mdrin, mdrin, da. De înainte tropotind, eram de mdrin, mdrin, da. Eu din urmă gâfâind, eram de mdrin, mdrin, da. Hai, hai, hai la zuba de la joc, din chișoare tropa troc, nu te uita că nu-i loc, eram de mdrin, mdrin, da. Hai cu mâna de pe spate și chișorul pe săltate, nu-mi gândi că nu se poate, eram de mdrin, mdrin, da. Joacă mai bade, hai, tot e vârful și-n călcăi, ui, a hop așa, ce poți ca la pote. Da, de jucat aștept să joc, ram de mdrin, mdrin, da. Dar nu știu cum să mă întorc, ram de mdrin, mdrin, da. Bine bade să mă învârt, ram de mdrin, mdrin, da. Când am mai jucat de mult, ram de mdrin, mdrin, da. Hai, hai, dar nu vă uitați cu joc rău, că așa joacă neamul meu, și mai bine și mai rău, ram de mdrin, mdrin, da. Dacă ar fi știut mai bine, m-ar fi învățat și pe mine, și azi nu pățam rușlâni, ram de mdrin, mdrin. Joacă mai bade, hăi, tot pe vârful și-n călcăi, ui, ha hop așa, ce poți ca la podea. Joacă mai bade, hăi, mi să-l dai, dă-i și dă-i, ui, ha hop așa, ca să știu și eu juca. Deci, șubăță ca la pădea. Bade, hăi, ai jucat? Da. Da? Pe submasă? Da. Credeam că nu mai. Te-am văzut, de fapt, și pe tine. Foarte fain, într-adevăr. E spus, am înțeles, la mulți ani tatei, da? Da, și la mulți ani românilor. La mulți ani românilor, la mulți ani tatei. Dar știți ce n-am povestit noi până în momentul ăsta? Haideți că vă spun eu. Am zis că pe 1 decembrie este ziua României și a românilor. Dar înainte de 1 decembrie avem ziua de 30 noiembrie. Știți voi ce e pe 30 noiembrie? Da, este Sfântul Andrei. Sfântul și dacă Andrei. Tot a venit vorba de asta, așa, îi urez la mulți ani mătușei mele și unei prieteni foarte apropiate. Deci Alice este la momentul potrivit în fiecare secundă, are o urare pentru fiecare, în fiecare secundă, așa cum și spuneam. Și după 1 decembrie este o sărbătoare a Sfântului Nicolae. Ei, ajungem și acolo. Dar stai, începusem cu 30 noiembrie. Sfântul Andrei, unul din sfinții din calendarul nostru creștin-ortodox, dar știți voi ce se mai întâmplă în noaptea aia de Sfântul Andrei? Ați auzit vreodată? Nu. Se spune așa, că în noaptea de Sfântul Andrei e strigoi. Adică niște creaturi așa înfiorătoare. Din păcate, copiii noștri știu de o sărbătoare importată. Știm de Halloween. Ei, iată că avem și noi, pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, avem și noi sărbătoarea noastră în care vedem așa de strigoi, de făpturi mai ciudate, mai urâte, mai monstruoase, dar de care nu ne este frică. Știți ce fac românii? Eu știu. De Sfântul Andrei? Știți cu ce își apără? Casa! Nu, ia zi! Da. Pun usturoi la pragul ușii și la tocul. Așa, și la geam. De unde știi? În fiecare an fac cu părinții mei această tradiție. E o tradiție, într-adevăr, și ca să alungăm strigoiul și spiritele rele. Da. Ei, se pune într-adevăr la pragul ușii, așa se spune, că se pune la pragul ușii și la geamuri sau cu un cățel de se pune usturoi sau cu un cățel de usturoi curățat se face semnul crucii la geamuri și la uși, la intrarea în casă, așa se spune, ca să nu intre strigoi în casă. Dar voi încă sunteți micuți așa, pentru cei mai mari, pentru cei, știu eu, pe la vârsta adolescenței, pentru tineri, sărbătoarea de Sfântul Andrei mai are o însemnătate, hai să-i spunem. Se spune că este nu numai noaptea strigoilor, ci și a farmecelor de dragoste și de aflare a ursitului, dar în același timp și de aflare a rodniciei
ogorului, pentru că toți suntem români și pentru că tot vorbim de tradiții românești. Cum spuneam, iată că avem și noi sărbătoarea noastră, nu? Mai avem noi o sărbătoare așa pe care am importat-o și o serbăm, dragilor, și cumpărăm inimioare și floricele și o știți care-i? Sfântul Valentin. E, și de fapt avem și noi ce? Știți? Dragobetele. Ați auzit de dragobete? Nu. Avem sărbătoarea română. Uite, nici măcar n-am auzit. Hai să ne gândim noi așa la Junior Star să facem o lecție de tradiții într-o zi. O să invităm pe cineva care să ne povestească așa, de la începutul anului și până la sfârșitul anului, cam care ar fi zilele în care românii au diverse tradiții și cum fac, ce fac în zilele respective. Mai avem, îmi spune colegul meu, vreo 2-3 minuțele? Deci vreo 3 minuțele. Haidem repede, repede la fete să vedem ce se întâmplă acolo. Fetelor, mai aveți? Mă duc repede. Voi nu puneți nimic la cale de data asta. Trebuie să luăm pauză de publicitate. Fetelor, ce se întâmplă? Mai aveți? Da. Mai aveți nevoie de timp? Puțin. Cam cât? 10 minute. 9. Bun, atunci știți cum facem? Cât mai vorbesc eu foarte puțin cu colegii mei, luăm o scurtă pauză de publicitate și vor veni următorii noștri invitați. Timp în care voi vă puteți desfășura liniștite. Ce ziceți? E ok? E bine așa? Perfect! Spor la treabă în continuare. Mă duc la colegii mei. Ce ați făcut în timpul acesta? Nimic. Nimic, nimic? Nimic. Mm-hmm. M-ați urmărit, dragii, de voi sunteți niște drăguți. Deci, cum am zis că se face de 30 noiembrie, de Sfântul Andrei? Se pune usturoi la ușă, la pragul ușii și la geam. Deci ai reținut tu ceva acolo. Da. Alisa grăbi să spună la mulți ani cu mătușii. Da, și unei prietene apropiate. Așa, care cine-i? Ia, să vedem, spune este tot acum. Este vorba de o prietenă cu care sunt... Așa... Împrietenită cu ea. Ha, deci este prietena ta? Da. E prietena ta de bună. Mai de mulți ani, de vreo 2-3 ani, cam așa, sau chiar mai mulți. Și se numește Andreea. Da. Trebuie pentru care spunem la mulți ani Andreea. La mulți ani mătușii. Da, un Andrei, tot... vreo Andreea, ceva? Am o familie mare, deci mă mai gândesc. Și pe șase, chiar dacă este Sfântul deci înțeleg, Nicola. Fiți atenți, înțeleg așa, că într-o familie mare s-ar putea să se găsească vreun Andrei. Căruia să îi se spună la mulți ani, căruia să îi se spună la mulți ani de Sfântul Andrei. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim. Nu cumva să plecați de pe TLM. Am revenit din pauza de publicitate și sunt extrem de fericită. Îmi zâmbește sufletul, îmi zâmbesc ochii. Am lăsat domnișoarele artiste acolo la treaba lor, pentru că încă mai au de lucrat. Dar priviți ce culori lângă mine și ce copii minunați și frumoși. Dragii mei, ia uitați ce invitați avem așa pe ultima sută de metri din Junior Star de astăzi, dar am lăsat așa finețe la urmă, nu? Fiți atenți, avem invitați așa. Pe domnișoara Alesia Pașcău și domnul Codrin Răspopa, bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Și pe domnișoara Bianca David și domnul David Poenaru, bună ziua și bine ați venit! Dragii mei, sunteți minunați, sunteți atât de frumoși că nu știu la care să mă uit mai mult sau mai repede sau cine, nu reușesc așa să-mi împart atenția. Ce e cu voi îmbrăcați așa frumos? Ce se întâmplă cu voi? Cine sunteți voi, de fapt? Că numele le-am auzit, dar am impresia că voi faceți ceva deosebit, nu? Dansăm. Dansați. Dansați ce, Codrin? Dans sportiv. Dans sportiv. Și dansați unde? Ia zi-mi, David. Noi dansăm la clubul de dans sportiv Ceahlăul din Piatra Neamț. La clubul de dans sportiv Ceahlăul din Piatra Neamț. Și e cineva acolo care vă ajută, care vă îndrumă, care ce se întâmplă? Da. Da, ne stres profesorii David, Irina și David Ioan. Am înțeles, deci o doamnă și un domn. Da. Am înțeles. O doamnă și un domn care înțeleg eu că sunt soț, soție sau frați sau ce chiar. Sunt? Sunt doamna și domnul David, da. Familia David. Da.
care în familie fac același lucru. Da. Noi întrebăm, noi invităm noi odată și întrebăm noi cum rezolvați și acasă împreună și la serviciu împreună. Cert este că au niște rezultate extraordinare. Este o familie care are, pardon, am zis puțin greșit, cred că, o familie care are niște rezultate extraordinare. Eu am tras cu ochii așa pe la alți colegi de mei și pe la niște filmări și filmulețe și am mai văzut pe aici, pe acolo, munca voastră și am zis, wow, e într-adevăr impresionant. Dar știu că acum de curând, de ceva vreme, ați venit cu un trofeu, cu un premiu, cu ce s-a întâmplat acum foarte repede, în câteva zile, acum o săptămână, nu știu. Ce a fost? Acum câteva săptămâni. Vreo două săptămâni, cred că, nu? Trei, cam așa. Una, două. Așa. Am avut un concurs, un campionat național pe clasă, Cupa Mirona. Deci, campionat național. Care noi am obținut locul întâi. Nici nu mă așteptam. Așa cum v-am spus la Junior Star, vin în fața dumneavoastră doar ocupanți de locul întâi, doar copii minunați, doar copii extraordinari, doar copii absolut deosebiți. Voi povestiți-mi cum a fost la concursul ăla. Ia, cu emoții? Da. Mici? Mari. Mari? Și la voi? Mari, mari? Și da. Ce ați făcut să vă treacă emoțiile? Ne-am bazat pe noi și am făcut... Tot ce a știut mai bine, așa e? Tot ce ați știut mai bine. Dragii mei, știți ce nu v-am întrebat? Câți anișori aveți? Eu am 9 ani. Mulți înainte, David. Eu am 8 ani. Mulți înainte și ție. Eu am 8 ani și jumătate. Mulți înainte și ție și tu. Eu am 8 ani. 8 ani, deci 8 ani și 9 ani. Înțeleg eu. Clasa a doua, clasa a treia? Da. Cam așa, cam pe acolo? Da. Deci, școala generală sau gimnazială, numărul? 3. Numărul 3. Școala gimnazială numărul 2. Numărul 2. Școala gimnazială numărul 3. Numărul 3. Școala gimnazială numărul 3. Deci, școala gimnazială numărul 3, școala gimnazială numărul 2 și clubul de dans sportiv Ceahlăul, da? 8 ani, 9 ani, clasa a doua, clasa a treia. De când v-ați apucat de dansa, dragii mei? De aproape 4 ani. Mm-hmm. La fel, toată gașca? Da. 4? Da. I-am întrebat și pe alții invitații mei, nu știu dacă ați auzit sau nu, dar vă întreb și pe voi. Vă plictiseați? Ce v-a făcut să vă apucați de dans? De ce? Așa dintr-o dată, hop, de mâine mă duc la dans? Păi, când dădea drumul la acasă muzica, încercam să dansez prin casă și așa mi-a venit ideea să mă duc la dans. Am înțeles. Deci tu reacționai imediat la muzică. Alexia, la tine ce s-a întâmplat? Eu vreau să practic un sport și am ales dansul. Cred că ai fost puțin ajutată de mami, de tati, de nu? Ai spus tu singură vreau la dans? Un copil hotărât. Eu dansam prin casă și... Și cine a zis că ar fi bine să începi un curs totuși? I-am zis. Păi ce copii hotărâți avem aici la Junior Star? Fiți atenți! Mai mamă, mai tată, eu vreau să fac asta și mami, tati au executat, nu? Da. Hai, și la tine? Mamei mele i-a plăcut mereu dansul. Așa. Ea, din păcate, n-a apucat să facă și m-a dat pe mine la dans. Așa. Și a nimerit bine. Da. Chiar foarte bine a nimerit mami. Colegii mei, nu știu dacă i-ați văzut, au așa, aruncă priviri în spatele meu. Aș fi vrut să pun pe masă, așa cum facem de obicei. N-am cum, credeți-mă, nu am cum să vă arăt altfel decât... Stați așa, să vedeți cam ce se întâmplă aici. Fiți atenți! Fiți atenți! Adi! Dacă fac așa, vezi? Ia! Se vede ce e în sacoșica asta mititică? Mulțumesc, Alice. Cu plăcere. Și mai am încă una, două... Trei. Încă trei. Cristian, stați. Haideți să o luăm așa. Măcar câte una, două din fiecare, să avem timp să și vedem ce fac minunații copii de aici, de lângă noi. Aici. Locul întâi. Festivalul Național de Dans Sportiv. Nici puteam nimeni mai bine.
Eu spun că nici nu pot nimeni altfel. Toate s-a Întrebare. Astea cui aparțin? Ale mele. Bun. Deci domnul David, da? Domnul David. Ia să vedem ce nimerim. Fiți atenți. Locul întâi. Mai încerc? Da. Da. Aia da. A fost chiar cupa la campionat. Am înțeles. Acum? Da. A, cupa Mirona. 8, 9, 11, 2014. Cea mai proaspătă, cea mai nouă achiziție. Fiți atenți. Fiți atenți. Nu o să vă vină să credeți. De data asta am nimerit-o. Să știți că am nimerit-o, nu mai e. Așa credeți. Locul întâi. Găsesc și altceva în afară de locul întâi? Nu. Da. Ar trebui să mă strădui să găsesc altceva? Nu. E cam micuță. De aia nici nu găsesc, îți spun. Am spus eu că există, și au spus și colegii mei, există acele diplome de participare, nu? În momentul în care primești o diplomă de participare, înseamnă că ai fost în locul respectiv, la concursul respectiv, nu? Se poate întâmpla ca, la un moment dat, să nu câștigați un concurs. Asta nu înseamnă că e o tragedie, nu înseamnă că se întâmplă ceva rău. S-ar putea ca în ziua respectivă să fi fost, știu eu, un moment nu tocmai bun, sau poate chiar, uzând de fair play și fiind fair play întotdeauna, poate chiar să spunem, dom'le, alții au fost mai buni ca noi, nu? Se poate întâmpla și lucrul acesta. Dar se pare că voi sunteți chiar cei mai buni din ce am văzut aici. Nu am cum să vi le arăt pe toate, ar fi... S-ar termina și emisiunea următoare, Junior Star. Să fiți atenți, mă uit și în următoarea sacoșică, așa? Stai, Cristina, stai. În afară de faptul că sunt foarte multe, sunt și foarte grele, să știți. Nu vă imaginați, eu fac eforturi serioase aici. Fiți atenți aici. Ia să vedem. Uite aici. Ia să vedem ce se întâmplă aici, Astea ale cui sunt? Ale noastre. Așa, deci Alesia și Codrin, da? Da. Sus. Cupa Elite, ediția 3, făcșan 2014. Locul întâi, evident. Despre ce vorbim, domnule, aici? Ce credeți noastră că se întâmplă aici, stimați-le spectator? Că mai văd una mică aici, să mă duc după aia, domnule, să văd ce se întâmplă aici. Ce-o fi aici? Ce-am nimerit? Ia spune-mi, Alesia, ce-am nimerit aici? Ia povestește-mi. Până o pune pe cealaltă înapoi. Este o insignă câștigată la București de locul întâi. Locul întâi. Mai am o sacoșică. Scoși de acolo unul și pe urmă pe cuvântul meu, că vă las să-i vedeți. Eu abia aștept să-i văd. Ia să mai vedem ce găsim aici. Am spus eu că la noi se vine ca la Moș Crăciun, dar de fapt, în loc să fim noi Moș Crăciun, uitați ce moș frumos avem aici. Ce moș frumos. Trebuia să mai încerc? Credeți că voi găsi altceva? Nu. Aveți senzația că aș putea găsi altceva decât locul întâi? Da, în punga aia nu mai există altceva. Nicăieri nu există altceva. Doar locul întâi. Dragii mei, din tot sufletul felicitări. Să dea Dumnezeu să aveți numai și numai locul întâi. Să fiți mereu la fel de frumoși, la fel de veseli. Am vrea tare mult să vă și vedem. Să vedem ce știți să faceți. Dar până se pregătesc cei patru copii minunați, haideți să vă spun un secret. Nu așa mi-a plăcut. Mămicile știți că sunt agitate întotdeauna înainte de concursuri, de spectacole și pregătesc copiii și moțează și îmbracă și... Da, am văzut și un tătic. Un tătic atât de grijuliu cu domnișoara lui. Îi aranja mânecuțele la rochiță și a fost atât de drăguț și mi-a fost așa de drag. Aș fi vrut așa să-l prindă colegul meu și să-l vadă. N-am avut cum, pentru că aveam alți invitați și stăteam de vorbă. Dar, într-adevăr, mi-a plăcut. Are grijă tati de tine? Da. Da, și mami, așa-i? Da. Și la voi? Da. Merită pupicii voștri? Ia uitați-vă așa la colegul meu și spuneți-le voi părinților voștri cam câți pupici merită. 1000. Deci, părinți, meritați cel puțin câte 1000 de pupici. Haideți să-i vedem ce știu să facă.
Thank you.
Alessia, Codrin, Bianca, David, iarăși n-am cuvinte, iar am rămas fără cuvinte. Am văzut autocontrol, am văzut determinare, am văzut grație, am văzut maestrie chiar. Sunteți absolut minunați. Felicitări din tot sufletul, felicitări și coordonatorilor voștri. Întrebare, cât studiați, dragii mei, ca să ajungeți unde ați ajuns acum? Noi studiam... A început Bianca înaintea ta. 5 antrenamente pe zi. 5 antrenamente pe zi. În fiecare zi facem câte 2 ore. Deci stai, înțeleg eu că voi de fapt vă antrenați în fiecare zi. Da. În afară de 5 antrenamente pe săptămână. Deci 5 pe săptămână în fiecare zi. Da. Așa, Dumnezeule mare, și cam cât timp are un antrenament? 2 ore. Și după 2 ore mai respirați? Da. Mai puteți? Da. Așa, și mergeți și la școală? Da. Și aveți și teme? Da. Și vă rog să nu-mi spuneți că mai aveți și alte activități în afară de asta, că... Ba da. Stați așa, până mi le spuneți. Să trag cu ochii la artiste. Nu știu exact ce au făcut acolo și le-am lăsat cam singurele. Un pic, Alice, iartă-mă, mulțumesc frumos. Domnișoarelor, ce se întâmplă aici? E cam gata? Da. Da. Păstrăm surpriza pentru finalul emisiunii? Da? Deci încă vreo 3-4 minuțele? Bine, imediat mă întorc la voi. Să-l las și pe colul meu, că-l chinui așa, hai după mine, hai înapoi. Mulțumim, Adi, că ne suport și că ne ajuți. Să punem aici microfonul. Deci, ia povestiți-mi, ce ați spus că faceți în plus, nu-mi vine să cred. Înot toți 4. Evident, toți 4. Slavă. Doamne, slavă Domnului, nu știu când ați mai avea timp și de altceva. Deci nu știu când ați mai putea avea timp. Fiți atenți, Alice, Cristian, școală, teme, înot și cel puțin 2 ore de antrenament în fiecare zi. Ce ziceți? E un program foarte încărcat. E un program foarte încărcat. Și în vacanță? Da. Și în vacanță? Da. Noi avem vacanță la dansări doar luna iulie. Da. Mulțumim că avem și luna iulie puțină vacanță la cursurile de dans. Care a fost primul concurs pe care l-ați câștigat voi? Primul concurs... Primul. Da, primul. A fost la neoficial. Așa? Unde am dansat 1, 2 și 3 dansuri. Am înțeles. Și ați și câștigat? Da, locul întâi. Nu știu de ce mă întrebați, sincer să fiu. Aceeași poveste? Da. Înțeleg eu că voi sunteți parteneri, da? Cupluri de dans. Da. De mult, de când ați început să dansați? Sau da. Între timp v-ați mai schimbat partenerii? Nu am mai schimbat partenerii. Am mai schimbat, da. Bianca la început dansa cu un băiat care îl chema tot David. Aha, așa, e tot așa o predilecție pentru David. Și Codrin a mai avut o parteneră care îl chema Clara. Și de ce mi-a impresia că tu ești liderul grupului, măi? Te-au desemnat așa colegii tăi să fii liderul grupului, așa mi se pare mie? E cel mai mare. Din grupa. Deci cel mai mare. Ai văzut? Ți se acordă respectul de rigoare și colegii te-au zis, tu ești cel mai mare, tu ești liderul nostru. Haideți să facem așa, pentru că domnișoarele, colegii de emisie ale noastre, Irina și Delia, sunt cam pe final de desen. Spațiul nostru nu este foarte mare. Ce ziceți să mergem noi așa spre centru și să le invităm și pe ele? Pentru că, din păcate, emisiunea noastră s-a cam apropiat de final și vrem, nu vrem, trebuie să spunem la revedere. Până vom spune la revedere, însă am văzut și eu fac la fel, să știi. Și eu aș fi vrut să mai dureze puțin. Până vom spune însă la revedere, eu vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit astăzi. Aș vrea să-mi promiteți că mai veniți aici la Junior Star. Nu? Da. Așa, cu noutăți, tot cu locul întâi, clar.
că nu o să veniți cu alt loc, evident. Așa. Să le mulțumim și coordonatorilor încă o dată. De asemenea, să mulțumesc dragilor mei colegi, Alice și Cristian. Să-i mulțumesc și, mulțumim. Și eu cu mare drag că mă ajutați mereu. La fel, sau în aceeași măsură, să le mulțumesc Deliei și Irinei, care încă lucrează, au pus tot sufletelul lor acolo și lucrează cu mare drag și mare spor. Haideți, cum spuneam, să mergem așa spre centru. Haideți, fetelor, și voi. Deloc în prim plan. Haideți, repede, lângă mine și Irina și Delia. Haideți! Hai, Cristian, șurubă, mai jos. Și hai să lăsăm fetele. Deci, Delia, știți că spuneam? La mânțea? România. Zi tare! România. La mânțea România. Lasă, doar, în ce-am făcut. La fel, uitați-vă cât de frumos. Avem... Steagul, avem harta României, avem româncuțe, nu? Ce avem acolo, Delia? Româncuțe, avem români. Avem români, avem. Desemnați de copii noștri, de copii minunați din Piatra Neamț, de copii minunați de la Junior Star, de copii, așa cum spuneam, minunați de la Casa Profesorului la Ultima Cabei, Casa de Pictură, de la Centrul de Cultură și Arte. Sunt Ioana Cifune și vă spun din nou mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și vă dau o nouă întâlnire sâmbătă de la ora 10 la Junior Star la Tele Neamț. Ce spunem toți în cor? La mulți ani!